așadar cu invitata mea din această săptămână, doamna doctor Angelica Banu, medic specialist chirurgie plastică, cu care vom discuta în a doua parte a emisiunii despre una dintre cele mai frecvente intervenții din sfera chirurgiei estetice, și anume augmentarea mamară. Doamna doctor, aș vrea să ne spuneți cam care sunt problemele legate de aspectul estetic al sânilor care pot fi rezolvate prin acest tip de intervenție. Dacă pacientele prezintă sâni mici, dacă pacientele prezintă asimetrii mamare, dacă prezintă un grad ușor de ptoză, toate acestea pot fi corectate prin folosirea unui implant mamar. În operația de augmentare mamară, da. Acest tip de intervenție are o vârstă minimă de la care, nu știu, se poate face? Pentru că bănuiesc că există paciente și foarte tinere care doresc să facă această intervenție, deși... Vârsta legală este de 18 ani, deci pacienta trebuie să fie împlinit 18 ani ca se poate face intervenția. Mai sunt niște derogări speciale în cazul pacientelor care prezintă niște malformații ale peretelui toracic, și atunci dacă acea deformație are un impact foarte mare asupra psihicului pacientei, atunci cu acordul părinților și cu consiliere psihologică se poate face intervenția mai devreme de 18 ani, dar în general este vârsta de 18 ani, vârsta la care se poate începe să se efectueze această operație. Cum ne alegem implantul potrivit și ca mărime și ca material? Pentru că bănuiesc că sunt și persoane care doresc să aibă un buz mai mare decât s-ar preta pentru propriul corp. Da, alegerea implantului mamar se face pe baza unor măsurători. Care depind de practic de cum arată pacientul, de dimensiunile toracelui pacientei. Dacă pacientul își dorește un implant rotund sau anatomic, aici poate să decide singură ce fel de implant își dorește, dar chiar și aici intervin discuții, pentru că sunt anumite condiții în care un rezultat sau obține un rezultat mai bun cu un implant anatomic față de un implant rotund. Care este diferența? Implantul rotund are formă rotundă și asigură, are practic aceeași înălțime și aceeași lățime și asigură un pol superior al sânului mai plin. Implantul anatomic are forma naturală a sânului, formă de lacrimă. Sigur că sunt paciente care își doresc o anumită formă sau altă formă, dar așa cum deja am spus, în funcție și de particularitățile pacientei, de dimensiunea toracului, de cum arată țesuturile, de cum arată cutia toracică, putem să decidem polul inferior al sânului. Deci sunt foarte multe considerente care trebuie luate în calcul atunci când se alege un implant, pentru că sigur, putem pune un implant cu un rezultat mai puțin satisfăcător, dar după aceea, în timp, lucrul acela va trebui corectat. Și atunci, eu sunt de principiu că mai bine facem lucrurile, dacă se poate, bine de la început, pentru a preveni ulterioare rezultate nesatisfăcătoare. Cât de importantă este discuția cu medicul înainte de o astfel de procedură? Mă refer aici la o discuție deschisă cu medicul, vis-a-vis și de riscurile la care se expune persoana în cauză după o astfel de operație. Cred că este foarte importantă discuția cu chirurgul înainte de operație. Trebuie să înțeleagă medicul foarte bine care sunt motivele care au determinat pe pacientă să își dorească o asemenea operație. Pacientul trebuie să știe foarte clar cam ceea ce își dorește. După aceea, așa cum deja v-am spus, în funcție de cum arată pacienta, trebuie să decidem implantul cel mai optim pentru situația în cauză. Mi se întâmplă de multe ori să fiu întrebată dacă pot să le arăt pozele altor pacienți. Sigur că dacă am acceptul pacientei pot să le arăt, dar noi nu suntem doi la fel. Degeaba un implant arată foarte bine în cazul unei paciente și poate să arate dezastros în cazul altei paciente, pentru că trebuie să adaptăm implantul la condițiile pe care fiecare pacient le are. Se fac tot așa anumite analize înainte de această intervenție?
Da, se fac, în primul rând, în cadrul consultației, se fac măsurători, după ce stabilim ce fel de implant își dorește, se fac măsurători, după care, sigur că trebuie să facă niște analize, care sunt, practic, niște analize de rutină, nu este nimic special, se face o anamneză foarte atentă a pacientei, trebuie să facă, iarăși, un electrocardiogramă și o ecografie cu scor BRADS, ca să vedem dacă prezintă anumite modificări la nivelul glandei mamare. Deși implantul nu afectează practic glanda mamară, pentru că fie dacă se introduce sub glanda mamară, fie dacă se introduce în dual plane, adică parțial sub mușchiul pectoral și parțial sub glanda mamară, nu afectează glanda mamară, dar este obligatoriu să efectueze această ecografie. Cât de mare poate fi mărimea cea mai mare? Din ce mai vedem și noi pe la televizor, sunt foarte multe paciente care își doresc să aibă sânii foarte voluminoși. Ideal, implantul nu trebuie să depășească pe partea laterală linia axilară anterioară, adică atunci când pacienta se uită în oglindă, implantul nu ar trebui să depășească această linie. Iar în interior trebuie, la nivelul sternului, trebuie păstrată o distanță între sân de între 2 și 3 cm. Orice implant mult mai mare decât dimensiunile toracelui pacientei are repercursiuni. Implantul are efect de expandere, întinde țesuturile. Dacă nu o să fie mulțumită în timp, oricum glanda se lasă, țesuturile se lasă și în procesul de îmbătrânire. Implantul accentuează și mai mult acest proces. După aceea va fi mult mai dificil de rezolvat o astfel de situație dacă pacienta își dorește un implant foarte mare. Sunt excese și în general nu sunt de acord, adică refuz să operez paciente care își doresc implant care depășește dimensiunea care îmi reiese mie din măsurători. Am o marjă în care pot să merg, adică față de lățimea implantului, să spunem, pot să aleg un implant mai mare cu jumătate de centimetru, dar nu mai mult de atât, pentru că după aceea avem probleme. Am ajuns la momentul intervenției. Cât durează? Se face tot așa sub anestezie generală? Da, se efectuează sub anestezie generală operația. Durează în medie cam 2 ore. Operația, dacă se asociază și cu injectarea de grăsime, atunci durează puțin mai mult. Ei, și aici vin o grămadă de întrebări pe care mi-aș dori să vi le adresez chiar de la telespectatoarele noastre. Ce se întâmplă cu persoanele care, să zicem, alăptează? Au voie să-și pună astfel de implanturi? Nu este indicat? Mai pot alăpta? Nu mai pot alăpta? În perioada sarcinii și alăptării, intervenția chirurgicală este contraindicată. Dacă au făcut operația înainte de a rămâne însărcinate și de a alăpta, este posibil ca după procesul de alăptare, când glanda se mai atrofiază, pielea se mai lasă, să fie nevoie de o nouă intervenție prin care fie se alege un implant puțin mai mare, fie este nevoie să se asocieze un lifting de sân cu un implant sau doar un lifting de sân. Aici, iarăși, discutăm în funcție de particularitatea fiecărui caz. Dar în timpul alăptării și a sarcinii este contraindicată efectuarea oricărei intervenții. Iar referitor la partea a doua a întrebării, dacă este influențată alăptarea, nu este influențată alăptarea, pentru că implantul nu are legătură practic cu glanda mamară. Cât durează recuperarea după o astfel de intervenție? Este variabil. Am observat că pacientele care fac sport înainte de operație sau au o viață sportivă, ca să spun așa, au o toleranță la durere mult mai bună față de celelalte paciente. În medie, cam primele 2 săptămâni așa sunt mai critice, după care să și obișnuiesc cu implantul. Sigur că înainte de operație noi le mai și pregătim, le explicăm că o să fie imediat după operație senzația aceea de presiune pe torace, că o să aibă impresia că nu pot să respire foarte bine. Nu se pot odihni, bănuiesc foarte bine, pentru că... Da, vor trebui să doarmă pe spate la început, după care eu le sfătuiesc ca să se obișnuiască
pregătească cu... că n-am cum să mimez greutatea care va fi adusă prin implant, dar le sfătuiesc să pună saculeți cu orez, pentru că orezul are, se pare că are densitatea cea mai apropiată de siliconul care este conținut în implantul mamar, și le sfătuiesc să-și pună niște săculeți cu orez, echivalentul greutății implantului, ca să se poată obișnui, să-și dea seama cam cum vor simți. Sigur că nu este 100% real, dar este o modalitate prin care se pot cumva pregăti pentru ceea ce urmează. Ne spuneați de aceste paciente care au o viață sportivă activă până în operație. Trebuie să renunțe la această viață sportivă o anumită perioadă? Adică pot face sport după ce își fac această intervenție? Da, după operație pot să reia activitatea sportivă cu anumite limite. În primele 3 luni este bine să evite orice mișcare care poate să favorizeze mișcarea implantului pe peretele toracic, și anume să nu sară, să nu facă echitație, să nu folosească motocicleta și de asemenea să nu joace tenis, pentru că ridicarea brațului în jocul de tenis poate să pună sutura sub tensiune și atunci pot să apară probleme. Deci cam astea sunt limitele referitoare la sport. În primele 3 luni se evite acest tip de activități sportive. Este necesară purtarea unei bustiere? Da, este recomandată purtarea unei bustiere. Eu le recomand să o poarte cam 6 săptămâni de zile. Da. Ce facem în momentul în care, spre exemplu, mai trișăm și nu respectăm chiar toate indicațiile medicului? Trebuie să venim la un anumit interval de timp la control, să ne asigurăm că este totul în regulă, că nu s-au deplasat lucrurile în interior, că... Da, controlul este oricum, chiar dacă respectați toate regulile, tot este recomandat să veniți la control. Primul control se face a doua zi după operație, după care la o săptămână, apoi la o lună, la 3 luni, la 6 luni și la 1 an, când este recomandat din nou să efectueze acea ecografie de care vă spuneam, trebuie să o facă și înaintea operației. Am vorbit foarte deschis în momentul în care ne-am hotărât să abordăm acest subiect și ne mărturiseați că există totuși anumite riscuri care, mă rog, implică această procedură, și medicul trebuie să fie foarte deschis cu pacientul în momentul în care optează pentru augmentarea mamară. Care sunt cele mai întâlnite, spre exemplu, complicații de la noi, și ce puteți să-mi spuneți despre cancerul mamar, pentru că auzim și noi din ce în ce mai des de cazuri de acest gen. Complicațiile obișnuite, care, să spun așa, care pot să apară după operația de mărire de sân mărirea sânului cu implant, sunt sigur, pot să sângereze în timpul operației și imediat după. Doamne ferește, poate să apară vreo infecție, dacă implantul este anatomic, să se rotească implantul, dacă este un implant prea mare, poate să facă bottoming out, apoi dacă pacientul are un pol inferior mai scurt și se alege un implant mare, atunci poate să se vadă urma fostului șanț inframamar, pentru că implantul este un dispozitiv tridimensional. Noi avem nevoie de o anumită cantitate de piele ca să-l putem acoperi. Și atunci, dacă pacienta are un pol inferior scurt, ce înseamnă asta? Distanța dintre marginea inferioară a areolei și șanțul inframamar pe care îl are pacienta. Dacă acolo distanța este foarte scurtă, atunci, în momentul în care se face augmentarea mamară, există riscul ca urma vechiului șanț să se vadă, pentru că va trebui recreat un nou șanț ca să putem acoperi implantul. Și atunci, acea deformare se poate corecta prin injectare de grăsime, de exemplu. Dacă face bottoming out, adică coboară implantul în polul inferior și sânul și complexul areola mamelonar urcă, atunci trebuie refăcut șanțul și corectată și acea deformitate. După aceea, pentru infecție, există tratamentul cu antibiotic și, Doamne ferește, dacă este mai sever, trebuie reintervenit, dar acestea sunt complicații extrem de rare.
Ce complicație poate să mai apară este seromul, adică acumularea de lichid între implant și capsula care se formează în jurul implantului. Această complicație poate să apară relativ recent după intervenția chirurgicală sau tardiv, cam la, și la 7-8 ani, 5-6-7-8 ani de la intervenție. Când apare tardiv această acumulare de lichid între implant și capsula care se formează în jurul implantului, atunci acel lucru ne semnalizează faptul că acolo se întâmplă ceva. Și anume, capsula din jurul implantului se transformă malign și apare acea complicație care dumneavoastră mi-a spus, nu este un cancer de sân, este cancerul capsulei care înconjoară implantul, se numește afecțiunea limfomă anaplastică cu celule mari și este de fapt un cancer al sistemului imun. Nu are treabă cu glanda mamară, deci nu vreau să se creeze panică, se sperie lumea că după ce punem implant apare cancer de sân. Nu. Este strict cancerul capsulei care înconjoară implantul. Și acest lucru nu este semnalizat, așa cum deja v-am spus, despre acumularea de lichid sau sânul crește în dimensiuni, devine dureros, pot să apară chiar și noduli care o deranjează pe pacienta respectivă. Deci că aceste lucruri ne semnalizează că acolo se întâmplă ceva și în acea situație internațional trebuie practic, așa se procedează, trebuie întrunită o comisie formată din mai mulți specialiști, se scoate implantul, se scoate capsula în totalitate, se trimit și lichidul aferent, se trimit monstre din lichid și din capsula la niște examinări specifice, iar dacă se confirmă diagnosticul, atunci pacientul poate să aibă nevoie chiar și de radio sau de chimioterapie în funcție de gravitatea bolii. Care este incidența de cazuri La noi n-a fost raportat deocamdată niciun caz. Oricum este o afecțiune despre care s-a aflat relativ recent. Prima dată în 2011 FDA-ul, care este autoritatea care se ocupă de aprobarea tuturor medicamentelor, dispozitivelor medicale în Statele Unite, a stabilit că există posibilitatea unei corelații între implant și acest limfom. La sfârșitul lunii septembrie anul trecut a fost recunoscută ca și boală de către OMS. În lume sunt raportate 414 cazuri, asta este situația statistică tot la nivelul lunii septembrie anului trecut și au fost raportate de asemenea 9 decese din cauza acestei afecțiuni. Iar incidența raportată în lume variază între un caz la 3800 și ceva de paciente și un caz la 30.000 de paciente. Incidența e diferită. În Australia este incidența mai mare, iar în Statele Unite este incidența mai mică. Este o complicație despre care pacienții trebuie să fie avertizați. De ce apare? Se pare că este corelată cu gradul de texturare al implantului care se folosește, cu cât texturarea este mai mare și mai precis a tehnicii care a fost folosită pentru texturarea acestui implant și cu formarea de biofilm. Biofilmul este practic ca un fel de peliculă, ca să fie așa mai simplu de înțeles, formată din bacterii, bacterii care au ajuns pe suprafața implantului în momentul în care s-a introdus implantul. Și acest biofilm este răspunsabil și de altă complicație pe care n-am reușit încă să o menționez, este vorba de contractura capsulară. Practic, capsula care în mod normal înconjoară implantul începe și se îngroașă. Sunt 4 grade ale contracturii capsulare și poate să devină atât de groasă încât împinge implantul în polul superior al sânului, iar sânul coboară. Deci asta este gradul 4 de contractură capsulară, care s-a observat că este corelat și el cu apariția de acestui limfom anaplastic. Există la nivel internațional acum un protocol stabilit al unor măsuri pe care chirurgii trebuie să le urmeze obligatorii pentru a preveni apariția acestui limfom și anume administrarea unui antibiotic cu spectru larg înainte de intervenție cu jumătate de oră, acoperirea complexului areolomamelonar cu un pansament steril. Abordul sau incizia pentru augmentarea mamară ar trebui să fie în șanțul inframamar, pentru că atât în axilă cât și periareolar erau alte două posibilități de abord în augmentarea mamară. Acolo densitatea germenilor este mult mai mare. Apoi, modul în care se face disecția buzunarului trebuie să fie cât mai îngrijit, cu sângerare minimă.
Manipularea implantului trebuie să fie minimă, adică înainte de a fi deschis în anvelopă, trebuie spălat cu o soluție, fie cu betadină, fie cu antibiotic, pentru a reduce încărcătura electrostatică. De ce? El este, învelișul este un elastomer. Practic, dacă l-am pune pe masă și am pune în vecinătate niște comprese, datorită încărcăturii electrostatice de pe suprafață, ar atrage acele comprese. Ei, și prin spălarea lui, înainte de a fi scos din ambalaj, se neutralizează această încărcătură electrostatică și în felul acesta, în momentul în care se deschide și până se introduce în buzunarul creat pentru augmentare, practic se reduce posibila contaminare cu particule de praf sau... Trebuie să fie cât mai steril, da, cât mai curat. Altă măsură obligatorie este să se spele buzunarul înainte de a se introduce implantul, tot așa cu o soluție cu antibiotic sau soluție cu betadină. Chirurgul trebuie să schimbe mănușile cu niște mănuși fără talc înainte de a introduce implantul. Închiderea buzunarului trebuie să facă în 4 straturi anatomice, să nu se folosească tuburile de dren, pentru că orificiile din jurul tuburilor de dren pot constitui și ele niște porți de intrare pentru germenii pe care noi avem în mod normal pe pielea noastră, fac parte din flora noastră și acei germeni pot să intre, să zicem, în buzunar și să creeze aceste probleme. Deci cam astea sunt, la modul foarte pe scurt, măsurile care sunt obligatoriu de urmat. Și mai este un lucru, introducerea implantului în buzunar trebuie făcută cu un dispozitiv special, se cheamă Keller funel, în așa fel încât chirurgul vine în contact cu implantul foarte puțin. Practic, după ce a fost deschis din cutie, ajutorul îl pune în acel dispozitiv cu ajutorul căruia implantul se introduce în buzunar. Este foarte bine, pentru că ne-ați enumerat o parte din aceste măsuri, care știm că sunt mult mai multe, însă suntem și noi de acum înainte mult mai atenți, poate, la procedură, la toate etapele. Educația pacientului este un lucru foarte important și, iarăși, important de menționat este că, dacă, Doamne ferește, după intervenție, pacienta face un absces dentar sau o altă infecție, trebuie să folosească să urmeze un tratament cu antibiotic, tocmai pentru a preveni, iarăși, riscul de contaminare. Este foarte bine că totuși la noi în țară nu s-au înregistrat încă. Nu s-au raportat, da. Aceste cazuri. Nu știm dacă le avem sau nu. Important, viitorul ne va spune, probabil. Important este să știm că această procedură este una care ne ajută atât fizic cât și psihic, de ce nu, pentru că ni se schimbă viața total. Așa și este. Tocmai asta ne mărturiseați înainte de începerea interviului, că este o meserie extraordinară, cea pe care v-ați ales-o. Vedeți în fiecare zi persoane, iată, pe care le faceți și mult mai frumoase și mult mai fericite. Da, așa este. E o specialitate frumoasă care îți aduce și foarte multe satisfacții. O concluzie acum, pentru că am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Aș vrea să tragem așa o linie și să le spunem telespectatorilor noștri de ce este bine nu să opteze pentru astfel de proceduri și unde ar putea să vă găsească persoanele care sunt interesate să vă calce pragul. Decizia de a suferi sau de a trece printr-o intervenție chirurgicală în sfera estetică este până la urmă una de ordin personal. Sigur, datoria sau nu pot să spun datoria, că sună puțin așa mai strict, este și rolul chirurgului de a identifica dacă într-adevăr situația pe care pacientul dorește să o corecteze este una reală sau nu. Iar de locurile unde pot fi găsită sunt fie în cadrul clinicii Eliade, fie în cadrul clinicii Zeta. Doamna doctor, eu vă mulțumesc mult pentru că v-ați făcut timp și pentru noi în această zi, pentru că știm că aveți un program foarte încărcat. Vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră și telespectatorilor pentru că ați avut răbdarea să rămâneți cu noi până la final. Noi ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu subiecte și cu invitați la fel de frumoși și interesanți. Până atunci, nu uitați să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.